Thank you.
Portarul Băimărean a fost de-a dreptul senzațional în prima repriză a meciului de la Zaporoje. El a apărat numai puțin de 3 aruncări de la 7 metri executate de echipa sovietică, 2 prin Zidușenko și al treilea prin Bernstein. Iată jucătorii noștri acum în poziția mingii, prin conducătorul de joc Boroș, care aruncă și marchează în poarta lui Șipenko. Un gol superb la Pincu. Nici o posibilitate pentru portarul titular al reprezentativei sovietice să o pună la acest șut al lui Boros. 7 la 6 în această clipă. Meciul este arbitrat de 2 arbitri din Republica Federală de Germania, Volker Norek și Günther Feuter. Moment, Minaur are în poartă pe Mircea Petran, Nicolae Voinea, jucător de câmp, Nicolae Voinea, Olimpiu Flancea, Doru Porumb, Iosif Boroș, Maricel Voinea și Ioan Marta. Este al treilea gol al lui Turco, scorul 8 la 6. Din nou aruncare de la 9 metri.
pe la spate spre Marta. Numărul cel doilea, Marta din nou, iată-l se pala de vizere, marchează! Marta scor 9 la 7 în acest moment. Două goluri avans pentru echipa sovietică, dar, dumneavoastră știți, dumneavoastră spectatori, în primul meci, la Baia Mare, Dinaur a câștigat cu o diferență de 5 goluri. Se practică un joc cu o nuanță tactică extrem de accentuată. Se puteau urmări un marcaj 2 la 2. Mai puțin obișnuit în handbal, trage Maricel și marchează lui Șipenco. Al treilea gol al lui Maricel Voinea. Câteva intervenții de mare eficiență astăzi a portarului nostru Mircea Petran, care în acest moment, pentru aruncarea de la 7 metri, a șaptea echipei sovietice, este în locul lui Nicolae Neșovici. El a apărat numai puțin de 3 aruncări până acum. Să vedem ce va face acum Nicolae Neșovici. Același Leonid Gerenstein, un jucător nou față de Baia Mare, mai jucat la Baia Mare, marcând acum al doilea gol și scorul 11 la 8. Este 6.000 de spectatori încurajați de echipa locală, care conduce cu 3 goluri diferență, 11 la 8. Acum Stockholm, trebuie marcând, iată, al 12-lea gol al formației din Zaporoje. 4 goluri avans în acest moment pentru echipa locală. Să ne aducem aminte, la Baia Mare din Aura de Zidatul și scolul diferent. Flanja. Doi pivoți în echipa noastră, Toru Porumb și Ion Marta. Flanja încearcă să tragă. A opus tot golul, ca pe Miros Vicenco pe contraatac. Gol marcat de Miros Vicenco. Scorul 13 la 8. Intercepție a jucătorilor noștri, vârf de contraatac este Poroș. Acum primește Marta care șutează. Și aruncare de la 7 metri. Auta de Zubkov, un contraatac rapid al echipei noastre. Iată posibilitatea reducerii scorului. Cu Maricel Voinea față în față cu Șipenco. Iată pe Maricel marcând! Al patrulea gol al lui Maricel Voinea, vă reamintesc, la Baia Mare el a marcat numai puțin de 13 goluri, dintre care 8 din aruncări de la 11 metri, 5 din acțiune. Iată-l astăzi la al patrulea său gol, numai unul dintre ele din aruncare de la 7 metri. Iată-l pe Cusmiruc reintrând, dar greșeală tehnică, au fost pași la echipa sovietică. Egalitate numerică în teren, dar mingea la jucătorii noștri. Publicul Dandazii, adică Zaporoji Industrialni Institut. Numele formației care înseamnă echipa de ca Institutului Politehnic din Zaporoji. Maricel Voinea încearcă să tragă și aruncare de la 9 metri. Echipa locală este de altfel la fost în poziția Cupei Federației Internaționale, pe care a câștigat-o la ediția din 1982-83 a concursului. Flanja, Nicolae Voinea. În mai puțin în echipa noastră, Maricel marcat foarte strâng. Maricel Voinea, extraordinar, recuperează, iată băieții noștri. Mai mai repede băieți Maricel, acum Doru Porumb intră la 6 metri și marchează! Excelent, iată resurse pe care aproape că nu îndrăzneam să le mai bănuim la formația noastră. Dintr-un contraatac sovietic s-a născut un contraatac al lui Minaur și scorul 13 la 10. 27 de meciuri a susținut până acum echipa băimăreană în cupele europene la handbal, dintre care 22 de victorii, iată-l pe Lascăr Pană, în imagine dumneavoastră, antrenorul emerit Lascăr Pană, conducătorul tehnic principal al Soimeastriei din Baia Mare. Vă spuneam, din cele 27 de meciuri, 22 de victorii și 5 înfrângeri. A partida de astăzi este deci a 28-a în cupele europene pentru Minaur, ajunsă în finala Cupei Federației Internaționale de Handbal.
Tamate din nou intrat în teren, dar el va lăsa locul probabil unui alt jucător. Nu, iată, rămânând totuși în teren. Tamate din numărul 13. Încearcă acolo Nicolae Voinea să deschidă pe Marta. Am pierdut însă mingea. Minutul, mai puțin de 15 minute până la sfârșitul meciului. Scorul 12 la 10 pentru formația locală. Maricel Voinea, scorul 13 la 10, din nou față în față cu Șipenco. 4 goluri până acum și 5 goluri pentru Maricel Voinea. Dacă vreți, stimațele spectatori, vă fac o mărturisire. Mereu mi-e frică că Voinea va putea rata. Așa mi-a fost frică și acum o săptămână meciul de la Baia Mare, când Maricel a marcat numai puțin de 13 goluri fără să rateze nimic, nici o aruncare. Parcă odată și odată este omenesc să greșești. Maricel n-a greșit niciodată nici la Baia Mare și iată nici acum, când a marcat 5 goluri până acum, dintre care 2 din aruncări de la 7 metri. Din păcate, 2 minute eliminare din un jucător băimărean, este vorba de Nicolae Voinea. Și aruncare de la 7 metri, foarte multe aruncări de la 7 metri în acest meci. Leonid Bernstein, din nou Mircea Petran în fața sa, scorul 13 la 11. Din nou extraordinar Petran, al 4-lea 7 metri apărat de Mircea Petran, stimațele spectatori. Din Baia Mare, se dictează aruncare de la 9 metri pentru formația locală. 6 minute 30 de secunde, 3 goluri avans pentru echipa sovietică. 2 la garajul general pentru Baia Mare, trage tot scor. Al treilea gol al lui Gheorghi Zubkov, acest jucător de 26 de ani, în alt 90. La 11, 4 goluri avans, un singur gol ne-a mai rămas avans pentru Minaur în dubla partidă. A tras neinspirat, aș se spune, Tamate, jucătorii noștri au pierdut mingea, iată-i din nou pe sovietici, în atac, cu posibilitatea de a egala scorul general al acestei duble partide, contând pentru finala Cupei Federației Internaționale de Handbal. Sperăm că nu se va întâmpla așa, că jucătorii noștri vor fi că se apere din nou bine, au făcut un interes. Iată-l pe Zubkov trecând din blocajul nostru, să vedem cine recuperează Maricel, cu faci, a scăpat însă balonul, balonul a fost recuperat de Marta. Maricel, atacul, contraatacul se transformă acum într-un atac pozițional. Cu Antonevici ținându-se pas cu pas de Maricel Voinea pe tot terenul. Cu atât mai uimitor este că astăzi Maricel a putut totuși să marcheze 5 goluri pentru formația noastră. 2 minute eliminare, Gheorghi Zubkov, cel care marcase adineauri, un faul împotriva lui Boros. Se intră flangea, a ieșit Tamate. Introdus de flangea de către antrenorii echipei noastre, Lascăr Pană și Petre Abramescu. Antrenorii formației sovietice sunt Valentin Zapenko și Valeri Zelenov. Pe flangea, superioritate numerică a formației noastre, Marc și 7 metri la acea pătrundere a lui Iosif Boros. Se fluieră totodată întreruperea cronometrului, să vedem pe tabela de scor. Mai sunt 4 minute 43 de secunde, stimațele spectatori, din această finală a Cupei Federației Internaționale de Handbal. Scorul 15 la 11, Maricel Voinea urmând să execute din nou o aruncare de la 7 metri. Se produce schimbare în poarta sovietică, în rândul lui Alexandru și Penco intră Nicolae Zubkov, rezerva sa, care este și rezerva sa la echipa reprezentativă sovietică. Din nou Maricel, din nou să-i ținem pumnii. Iată cum Maricel înscrie cel de-al 6-lea gol în această repriză. Parcă este imposibil să rateze, deși nouă, vă mărturiseam, ne este frică de fiecare dată când are din nou de executat o lovitură atât de importantă într-un moment, atât de important cum este acesta, când mai sunt 4 minute 30 de secunde din meciul Zeii Zaporojie din Aur Baia Mare.
scorul 15-12, 3 goluri avans pentru echipa sovietică, 2 goluri avans pentru formația noastră la golaverajul general al celor două partide. Mai puțin de 4 minute de joc. Să sperăm că vor izbuti băi mărenii să țină scorul. Echipa sovietică din nou în atac. A intrat și cu numărul 10, un jucător nou. Este vorba de Sergei Zevel, de 22 de ani, 1,94 m înălțime. Iată pe Zevel însă înlocuit. Deci el este și accidentat. Berenstein i-a luat locul. Iată-l pătrunzând de Berenstein. Și golul nu este acordat. S-au comis pași după ce arbitrii fui era în același timp și aruncare de la 9 metri pentru echipa sovietică. 15-12, scorul în continuare. Sokol și marchează. Să ținem pumnii informației noastre așadar. Mai puțin de 3 minute din această extrem de tensionată partidă cu ZII Zaporoje. Din Aur Baia Mare încercând să cucerească Cupa Federației Internaționale de Handbal. Iată acum Iosif Foroș. A uitat, sigur că da, un faul clar asupra lui Rădulescu, a lui Zubkov. Egalitate numerică în teren, a intrat jucătorul eliminat în formația sovietică. 2 minute și jumătate încă din această finală, Maricel Voinea. Și arbitrii dictează mingea formației sovietice, deși Pușniriuc îl luase în brațe, pur și simplu îl luase în brațe pe Maricel Voinea. Nu înțeleg. 2 minute 15 secunde în continuare, 4 goluri avans, extraordinar. Pe mușchi de cuțit acest meci, stimatele spectatori. 4 goluri avans pentru formația sovietică, 2 minute de joc. Ne-au luat mingea la atacul precedent. Ei au dat mingea formației sovietice, care a imputit să egaleze acum scorul golaverajul general în cele două partide ale finalei. 17-12, jucătorii noștri însă în atac cu 1:40. Maricel Voinea primește Marta și aruncare de la 9 metri, într-adevăr. Mai puțin de 1 minut și jumătate, stimatele spectatori, îmi pare rău să vă spun la acest scor, echipa sovietică este cea care câștigă trofeul. Și scorul, într-adevăr, ca și la Baia Mare, numai că la Baia Mare, în primul meci, jucătorii sovietici au marcat mai multe goluri în deplasare. Iată aici, aruncare de la 9 metri, să fluieră din nou, 1:10. Iată aici, la Zaporoje, din păcate, jucătorii noștri nu au mai știut să marce decât 12 goluri. Primește Porumb, luptă mare la semicerc, să întrerupe cronometru. 58 secunde, echipa noastră în continuare cu mingea, care trebuie să marcheze neapărat pentru a câștiga această finală. Deci e extraordinară, 56 de secunde, flangea să fluieră din nou, 2 minute eliminare un jucător sovietic. Și încă 54 de secunde din această finală. Toată lumea este în picioare, stimatele spectatori, inclusiv grupul de circa 100 de suporteri a echipei Băimărene, care au încurajat din toate puterile formația noastră aici, la Zaporoje. Iată mingea la formația noastră cu un om în plus, 50 de secunde din această partidă, primește Marta și 7 metri! Decizie corectă, a fost luat în brațe acolo Ioan Marta de către Sokol, aruncare de la 7 metri, de care beneficiază formația noastră când mai sunt doar 45 de secunde din această finală. Vă rog să vă schizați, stimațele spectatori, am răgușit. Meciul se află într-adevăr pe muchie de cuțit, așa cum vă spuneam. Iată aruncare de la 7 metri și din nou Maricel Voinea. Inima ne este cât un purice, a marcat 6 goluri până acum, a marcat 13 goluri la Baia Mare. Să-l vedem acum când mai sunt 45 secunde, față în față cu Zhukov. 17-12, dacă marchează. Gol! Bravo, Maricel! Nu poate rata acest băiat, extraordinar! Să vedem atacul sovietic când mai sunt 30 de secunde, 35 de secunde din această partidă.
Acest gol din aur este câștigătoarea Cupei Federației Internaționale de Handbal, dar trebuie ca ea să nu primească gol în ultimele 25 de secunde ale acestei partide. Scorul 17 la 13. 17 la 13, dar într-adevăr au pierdut jucătorii sovietici mingea, însă s-a fluierat o aruncare de la 9 metri, nu înțeleg pentru ce. Și un jucător român eliminat. Suntem la egalitate numerică, acum 6 la 6 în teren. 12 secunde încă din această partidă extraordinară. Am respirat puțin pentru a ține suflu încă aceste 11 secunde cu jucătorii sovietici în atac. Perisei trage! Marchează și marchează spectatori. Jocul se întrerupe, au fluierat arbitrii sovietici, dar până ca ei să fluiere cronometru, a mai făcut câțiva pași, au mai trecut 3 secunde. Doar 4 secunde din această partidă și Minaur se află în momentul de a pierde această finală prin golul marcat. Doar când mai erau doar 6 secunde de joc din această partidă. Fantastic, stimați spectatori! 18-13, să vedem, trage Samate! Gheorghe! Incredibil! Incredibil! Gol marcat în ultima secundă! Senzațional! 18-13, să vedem, trage Samate! Gheorghe! Incredibil! Incredibil! Gol marcat în ultima secundă! Senzațional! Senzațional! Am câștigat, stimați spectatori! Se anunță golul lui Samate ca fiind gol valabil și scorul general al partidei devine 36 la 35 pentru Minaur Baia Mare. Este vorba de dubla partidă contând pentru finala Cupei Federației Internaționale de Handbal. După o victorie cu 22 la 17 la Baia Mare și o înfrângere cu 14 la 18 la Zaporoje, iată pe Minaur Baia Mare intrând în posesia mult invidiatului trofeu numit Cupa Federației Internaționale de Handbal, repet, cu scorul de 36 la 35. Și iată premierea mult visată cu Maricel Voinea primind Cupa Federației Internaționale de Handbal, pe care Minaur o aduce în țară după un meci extraordinar cu puternica formație sovietică din Zaporoje. Stimați telespectatori, dați-mi voie să vă mai rețin atenția câteva momente pentru a sublinia cum se cuvine performanța de astăzi a echipei maramureșene. Spuneam în transmisia directă de duminica trecută de la Baia Mare că această echipă mică, între ghilimele fiind pus, care este Minaur, a reușit să fie la înălțimea prestigiului internațional al handbalului românesc, obținând atunci o extrem de prețioasă victorie, o opțiune pentru câștigarea trofeului continental. Astăzi însă ne vedem nevoit să recunoaștem, cu multă satisfacție desigur, că Minaur este cu adevărat o echipă mare, capabilă să înfrunte cu succes oricare adversar din Europa. Învingându-i pe Zaporoje, iată în aplauzele tuturor spectatorilor din sala din Zaporoje, învingând pe acești Șipenco, Cușniriuc, Socol și așa mai departe, care în mod sportiv îi felicită pe adversarii lor, echipa noastră a dovedit tuturor, chiar și celor mai sceptici, că handbalul românesc are în continuare resurse nebănuite, că rezervorul de talente n-a secat și că, organizându-ne mai bine, stimulând mai mult interesul tinerilor pentru handbal, putem spera la redobândirea supremației mondiale în sport atât de iubit în țara noastră. Ne face plăcere să credem că mâine vom vedea copii încercând să limite pe Maricel Voinea sau pe Neșovici, că exemplul lui Minaurului va fi urmat și de alte cluburi și asociații. Să-i felicităm pe toți jucătorii băimăreni, începând cu Maricel Voinea și toți ceilalți, ca și pe antrenorii Lascăr Pană și Petre Avramescu, pentru superba izbândă reușită astăzi, pentru curajul și ambiția cu care au apărat culorile clubului și ale țării. Cu aceasta, stimați respectatori, cu această imagine a delegației echipei băimărene la Zaporoje, câștigătoare a ediției 1984-85 a Cupei Federației Internaționale, și adresând un ultim gând spre nemaipomeniții suporteri maramureșeni, pe care